Mă bucur să vă reîntâlnesc, dragi copii, la ora de religie. Ca de obicei, să ne rugăm. Stăm frumos la rugăciune? Știți de ce stăm cu ochii închiși? Da. Pentru că ne gândim doar la Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, că ai fost cu noi. Ne-ai dat putere să ne sculăm. Ești cu noi la ora de religie. Să învățăm din cuvântul tău. Amin. Ocupați loc, copii. Ora trecută am vorbit despre cine? Cine își amintește despre cine am vorbit ora trecută? Poftim, Harisa? Moise. Moise și, cum am spus noi titlul lecției, este cineva? Dan? Haideți să scriem pe tablă titlul lecției. Moise, conducătorul ales de Dumnezeu. Să ne aducem în minte, copii, de ora trecută am ajuns la episodul al 10-lea al urgiilor. Vă amintiți că împăratul Faraon n-a vrut să lase poporul să plece. Cum să lase împăratul Faraon să plece un popor de sclavi care construiau cetățile, care nu erau plătiți? Și atunci Dumnezeu a spus, am să-l oblig pe Faraon să-l vă lase să plecați. Și cum l-a obligat Dumnezeu? Știe cineva să-mi spună? Rebecca? Dumnezeu l-a obligat pe Faraon prin multe urgii. Știe cineva ce este aceea urgie? Să ne aducem aminte. Ce este o urgie? O nenorocire, foarte bine, Daniel, o nenorocire. Și rând pe rând au fost 9 nenorociri și astăzi vor vorbi despre a 10-a. Și acum fiți foarte atenți. Vă voi citi să vedem, pentru că trebuia o pregătire specială, pentru că urmau să iese din Egipt. Și această sărbătoare era o sărbătoare deosebit de importantă. O să vedem. Ascultați! Sunteți gata? Da. Bun. Domnul a zis lui Moise, voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea, vă va lăsa să plecați de aici. Când vă va lăsa să plecați de tot, chiar vă va izgoni de aici. Vorbește cu poporul că atunci fiecare să ceară de la vecinul său și fiecare de la vecina ei vase de aur și de argint. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Chiar Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului, înaintea slujitorului lui Faraon și înaintea poporului. Moise a zis, așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece prin Egipt și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri. De la întâiul născut al lui Faraon, care șade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei, care stă la râșniță, și până la toți întâi născuți ai animalelor. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi. Dar, dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la animale, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să știți ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului, luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, în ziua a 10-a a lunii,
fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul persoanelor. Să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, adică fără vreun defect. De parte bărbătească, de un an, veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua a 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara, adică la apusul soarelui, să-l omoare, să-l ucidă mielușelul. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc și anume, s-o mănânce cu azimi și cu verdețuri amare. Azima, copii, era un fel de pâine care nu avea drojdie, nu avea aluat în ea. Acestea erau azimile. Mai era numită și pâinea întristării. Ascultați? Așa. Să nu mâncați mielul crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața și, dacă vă rămânea ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea, eu, a spus Dumnezeu, voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace. Și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nici o urgie atunci când vă lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăsnuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, s-o prăsnuiți, adică s-o sărbătoriți, ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Timp de 7 zile veți mânca azim. În luna întâi din a 14-a zi a lunii, seara, să mâncați azim până în seara zilei a 21-a a lunii. Timp de 7 zile să nu se găsească aluat în casele voastre. Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă, luați un miel pentru familiile voastre și junghiați Paștele. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în strângele din strachin, adică din vas, și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din vas. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul, va vedea sângele pe pragul ușii de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii. Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după păgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți: este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ.
Și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aron, așa au făcut. Iată, copiii, cum Dumnezeu i-a pregătit pe poporul Israel pentru ieșirea lor din Egipt. Le-a spus să taie mieluțul, să-l țină din ziua 10-a până în ziua 14-a. Ce greu a fost! Vă dați seama, mieluțul ăla era pe acolo, poate prin casă, se jucau copilașe cu el. Și după 4 zile a trebuit să-l omoare. Pentru că datorită sângelui mieluțului, ei urmau să fie izbăviți, adică să nu moară nimeni din casele lor. Amintiți, copii, că noi am vorbit ora trecută și am avut un verset de aur pentru astăzi, despre credință. Pentru că prin credință Moise a părăsit Egiptul. Haideți să ne-l aducem aminte cu toții și apoi, așa cum vroia Rebecca să ne spună, o să vedem de fapt ce este credința. Am avut din Evrei, din capitolul 11, puteți să vă deschideți și caietele voastre de religie și să vă uitați acolo. Începem de la versetul 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Să spunem cu toți acest verset. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Vă amintiți, copii, că Moise, când a fost înfiat de fiica lui Faraon, care l-a găsit pe râu, și când a crescut mare, s-a dus să vadă ce fac frații lui. Vă mai amintiți din poveste? Și știți cum a vrut să facă dreptate și a trebuit să fugă. Vă mai amintiți povestea, așa-i? Haideți să vedem ce mai spune Sfânta Scriptură despre acest mare conducător ales de Dumnezeu. Versetul următor. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Să spunem cu toții. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și acum tot vorbesc aceste versete despre credință. Și pentru astăzi am avut versetul despre credință. Ce este credința? Haideți să spunem cu toți copii versetul de aur care l-aveți aici scris, versetul săptămânii. Să zicem cu toții, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Iată că Moise l-a crezut pe Dumnezeu, că Dumnezeu îi va scoate din Egipt. Și pentru că a crezut, a spus poporului cum să se pregătească. Dar ce s-a întâmplat, vom vedea ora viitoare. Haideți acum să mulțumim lui Dumnezeu pentru această oră de religie și ora viitoare abia aștept să vin să vă spun ce s-a întâmplat. Elias și cu Aurel, haideți să mulțumim lui Dumnezeu cu toții. Închidem ochișorii. Îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Că Tu ești Dumnezeul cel mai mare. Care faci ce vrei, faci ce vrei. Și când Tu alegi să izbăvești un popor, o faci. Și când Tu alegi să izbăvești un popor, o faci. Îți mulțumim că ai izbăvit poporul Israel. Îți mulțumim că ai izbăvit poporul Israel.
Și prin aceasta ne înveți. Și prin aceasta ne înveți. Că tu poți să ne izbăvești și pe noi. Că tu poți să ne izbăvești pe noi. Din necazurile noastre. Din necazurile noastre. Amin. Amin. La revedere, copii. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Ați fost foarte cuminți. Ne vedem ora viitoare.